din montaj realmente nu poți să creezi atmosfera magică de efecte speciale. Ar să fiu puțin tehnică acum. Deci pentru, dacă ne gândim la Stăpânul Inelelor, care a fost filmat în 6 luni și a durat postproducția 2 ani jumate, ne dăm seama ce înseamnă efecte. Noi am încercat cu puținele mijloace pe care le-am avut și cred că parte dintre ele am reușit să ne ducem în zona aceea de miraj, de magie, nu numai prin montaj. În principal, cred că a fost prin atmosfera creată de imagine, prin jocul actorilor. Montajul săracul de el a contribuit într-o măsură destul de mică și eu sper că dacă acest proiect va continua, acolo chiar să ne mobilizăm forțele să facem într-adevăr niște efecte speciale wow. Din păcate, în filmul românesc sunt destul de puțin folosite. Cred că pe de o parte pentru că din concept oamenii nu-și pun problema asta să le facă și atunci nu le văd. Pentru că în momentul în care combini o filmare reală cu efecte speciale, tu trebuie să-ți vezi produsul final, nu merge pe bucăți. Astea sunt montate și atunci discutăm practic de o combinație între filmare reală a personajelor care se suprapun pe diverse croma, limbo și după aia vii cu efecte. Efectele speciale se fac și cu echipamente destul de sofisticate, durează și foarte mult. Deja noi am ajuns să avem studiouri extrem de profesionale din punctul ăsta de vedere, dar trebuie să te ajute și filmarea în sine, nu poți să le faci numai din montaj.